Bună ziua și bine ați venit la ședința de data de astăzi, 27 octombrie. La ședința ordinară de astăzi, din cei 13 consilieri locali aleși, participă 10 consilieri, 3 având cerere de învoire. Participă doamna secretară și doamna consilier juridic. Înainte de a începe și de a prezenta ordinea de zi, vreau să vă spun că s-au verificat la toți consilierii prezenți certificatul verde în vederea îndeplinirii condițiilor de legalitate. Dau citire ordinei de zi. Nu. Dai cuvântul domnului. Nu. Dau cuvântul domnului vice primar pentru a prezenta ordinea de zi. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că mai întâi ar trebui să facă precizare. Părții verbal al ședinței de data trecută a fost trimis fiecare dintre noi. Dacă sunt ceva obiecțiuni pe marginea părții verbal pe care l-am trimis, așa vă rog să le răspundeți pentru ca să aprobăm procesul verbal al ședinței anterioare. Când ar să pun la tot, atunci o să fie și... Sunt ceva obiecții pentru procesul verbal? Spuneți-l la votul președinței. Supun la vot procesul verbal din data de 30 septembrie. Cine este pentru? Abținere împotrivă? S-a aprobat. O să dau citire dispoziției numărul 157 din 22-10-2021 pentru convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mărsănești, județul Bacău, din data de 27 octombrie 2021. Primarul Comunei Mărsănești, județul Bacău, având în vedere dispozițiile articolului 133, alineatul 2, litera A, articolul 134, alineatul 1, litera A, alineatul 3, litera A și litera B, din codul administrativ aprobat conform OUG 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, dispune articolul 1. Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Mărsănești, județul Bacău, care va avea loc la data de 27 octombrie 2021, orele 16, la sediul primăriei Comunei Mărsănești, în sala de consiliu, având următorul proiect al ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale Comuna Mărsănești, județul Bacău, pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău S.A., din 31.11.2021, inițiator domnul primar, botezatul Gelu, primarul comun. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețelor tarifelor pentru serviciile publice altfel decât cele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. Inițiator domnul primar, botezatul Gelu. 3. Proiect de hotărâre privind asocierea UAT Comuna Mărsănești cu județul Bacău în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor. Inițiator domnul botezatul Gelu, primarul comun. 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării planului anual de achiziții publice al Comunei Mărsănești, județul Bacău, pentru anul 2021, inițiator domnul botezatul Gelu, primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Mărsănești pentru anul 2021, inițiator domnul primar, botezatul Gelu. 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 23.000 de lei din bugetul local pentru achiziția unui copiator multifuncțional. Inițiator, domnul primar, botezatul Gelu. 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 7.000 de lei din bugetul local pentru achiziția mijlocului tip centrală termică cu alimentare electrică și a manoperii de instalare a acesteia. Inițiator, domnul primar, botezatul Gelu. Și punctul 8. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie-decembrie 2021 și ianuarie 2022, inițiator Consiliul Local Mărsănești. Articolul 2. Prevederile prezente în dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri împotrivă. Cu 10 voturi pentru din cei 13 consilieri aleși, se aprobă ordinea de zi. Trecem la primul punct al ordinei de zi, dau cuvântul domnului vice primar.
proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului de reprezentantului legal al UAT Comuna Bârsănești pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 03-11-2021. Primarul Comunei Bârsănești, Dâsul Bacău, având în vedere prevederile articolului 2009 și următoarele din Codul Civil, articolul 2, litera E și H, articolul 3, litera 1, 2 și 3, articolul 6, litera A, C, E și J, articolul 7, litera 1, litera B și E și aliniatul 2, litera H, articolul 8, aliniatul 1 și aliniatul 3, litera A, B și E, articolul 9, aliniatul 1, litera A, E, F și H și aliniatul 2, litera B și E, articolul 10, aliniatul 4, aliniatul 5 și 5 prim, precum și articolul 27 din Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, numărul 51 din 2006, republicată cu modificările și comentariile ulterioare, Legii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, numărul 241 din 2006, republicată cu modificările și comentariile ulterioare. Ale hotărârii Consiliului Local Comunei Bârsănești, numărul 29 din 31.08.2014, privind aprobarea studiului de oportunitate, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al Comunei Bârsănești, și a contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, ale contractului de finanțare numărul 423 de 03-12-2020, precum și ale contractelor de împrumut încheiate cu BER, ale hotărârii Consiliului Local al Comunei Bârsănești numărul 24 din 24.05.2021, privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal unității OAT Comuna Bârsănești în Adunarea Generală a Acționarilor, ASC Compania Regională de Apă Bacău ESA, la care Comuna Bârsănești este acționar, respectiv în AGRA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. În baza prevederilor, articolul 8, aliniatul 3, articolul 9, litera D, articolul 10, aliniatul 2 și articolul 11, aliniatul 2, litera K, din actul constitutiv al ASC Compania Regională de Apă Bacău ESA, precum și alte articole și ale articolului 17, aliniatul 2, litera A.4 litera E din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, văzând adresa Companiei Regionale de Apă Bacău ESA numărul 11.478 din 30.09.2021, înregistrată la OAT Comuna Bârsănești cu numărul 4040 din 05.10.2021, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Crab ESA din data de 03.11.2021 și comunicarea ordinii de zi a ședinței. Ținând seama de referatul de aprobare al domnului Bogdatu Gelu, primarul comunei, înregistrat sub numărul de 4187 din 18.10.2021, de raportul domnului Anei Claudiu Cornel, viceprimarul comunei, numărul 4186 din 18.10.2021, precum și de avizele Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local Bârsănești, în temeiul articolului 29, aliniatul 2, litera A și D, aliniatul 3, litera D și aliniatul 7, litera E, articolul 139, aliniatul 3, litera D, F și G, articolul 132, articolul 154, aliniatul 1, teza 1, precum și al articolului 196, aliniatul 1, litera A din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, propune articolul 1. Consiliul Local al Comunei Bârsănești, în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă a acționarului în SC Crab ESA, acordă mandat special pentru în adunarea generală ordinară a acționarilor SC Crab ESA. Acum mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a acționarilor SC Crab ESA să voteze pentru în adunarea generală ordinară a acționarilor SC Crab ESA din data de 03.11.2021 la hotărârile prevăzute la punctul 1 al ordinii de zi comunicate prin adresa SC Crab ESA numărul 11.478 din 30.09.2021. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliului Local al Comunei Bârsănești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și în adunarea generală a acționarilor SC Crab ESA, Companiei Regionale de Apă Bacău ESA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Prefectul Județului Bacău și va fi făcută publică în condițiile legii. Discuții. Rapoarte și toate celelalte documente le-ați primit pe mail, fiecare dintre noastre. Ați avut timp să le vedeți, așa că dacă sunt discuții, vă rugăm frumos să vă... Domnul Petcu, altcineva? În materialul meu mi s-a spus
la punctul 1, pe ordinea de zi, la adunarea acționarilor, ce discuție acolo? La ce se referă punctul pe ordinea de zi, atâta tu ăsta? Întrebarea. Da, ați zis pe ei la preza la care se face referire la articolul 1, adică 11.078. Am și solicitat o numera firmei de la cei de la SECRA. Hai să uităm un pic aici, că sigur am existat. Îmi pare foarte rău, domnul Petru, că... Când am citit cu atenție. Nu când am citit cu atenție. Deci dumnealui... Nu are mail. Deci ordinea de zi a adunării din 3 noiembrie, deci adunarea generală acționarilor, a SC Crav, S.A. Bacău, e alcătuită bine. 1. Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și sau de reprezentare juridică în dosar 2355/110/2021, înregistrat pe rolul Tribunalului Bacău, având ca obiect anularea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor SC Crav S.A. numărul 1 din 29 iunie 2021, în conformitate cu prevederile articolului 1 roman alineat 3 din OUG 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielor publice și întărirea disciplinii financiare și de modificare și completare a acte normative. Punctul 2. Pe ordinea de zi, puternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată. Am înțeles. Deci există niște litigi pe rol și ele trebuie să instrumentate de specialiști. Cu susținerea întregului acționariat, exact, care formează... Supun la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Deci 10 voturi au trecut și acest proiect. Trecem la punctul 2 al ordinei de zi. Dăm cuvântul domnului viceprimar. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, tarifelor pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. Pentru că deocamdată noi nu avem încă funcționare niciunul din serviciile astea, apă, canalizare și salubritate, tarifele au fost stabilite la nivel local, entitatea având un număr de 70 de comunități cu AT-uri care sunt afiliate în această asociație, tarifele vor fi deocamdată aprobate doar în mod formal, ele urmând a fi aplicate fiecare dintre operatorii economici, operatorii AT-uri, asociații, afiliații, asociații ADIB. O să dau citire, în cazul ăsta nu mai citesc toată cronologia legislativă, doar propunerii din proiectul de hotărâre. Am spus, nu este foarte mult, să zicem, este toată cronologie și urmire de elemente legislative, elemente care stau la baza legală a întocmirii hotărârii care urmează la fi adoptată. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Primarul Comunei Bârsănești, Județul Bacău, având în vedere raportul de specialitate al domnului Ana Claudiu Gorbea, viceprimarul Comunei, înregistrat numărul 4.118 din 18.2021, referatul de aprobare al domnului Botezatul Gelu, primarul Comunei, înregistrat numărul 4.190 din 18.10.2021, adresă ADIP numărul 70781 din 06.10.2021, înregistrată la OAT Bârsănești sub numărul de 4042 din 07.10.2021, actul adițional numărul 84 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 556 din 2006/29/11/2010, înaintat asociației de către SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. cu adresa numărul 1770 din 08/02/2021, adresa SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. numărul 975 din 21/01/2021, prevederile ordonanței Guvernului numărul 26 din 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, prevederile legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolului 16, liniatul 3, litera D,
coroborată cu articolul 21, aliniatul 1 din Statutul Asociației de Dotare Intercomunitară Bacău-Pali, evoluția indexului anual al prețului de consum IPC total în perioada 2011-2019, Ordonanța Guvernului nr. 79 din 2017 pentru modificarea și completarea legii 227 din 2015 privind codul fiscal, legea nr. 458 din 2002 privind calitatea apei cu modificările și completările ulterioare, văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Băsănești, în temeiul prevederilor articolul 133 aliniatul 2, articolul 134 aliniatul 4, articolul 137, aliniatul 1 și aliniatul 8, articolul 139, aliniatul 3, litera B, articolul 140, aliniatul 1, articolul 196, aliniatul 1, litera A, articolul 197, aliniatul 1 și articolul 243, aliniatul 1, litera A și B, din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2011, privind codul administrativ cu completările și modificările ulterioare, propune articolul 1. Se aprobă tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, altele decât cele pentru apă potabilă și canalizare, prevăzute în anexa 2, denumită prețul pentru branșamente și alte servicii, apă din dispoziții speciale, partea de apă, anexa 1B, care se modifică și se completează conform anexei numărul 1, la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. Articolul 2. Se aprobă tarifele pentru serviciile publice de canalizare, altele decât cele pentru apă potabilă și canalizare, prevăzute la anexa 2, denumită prețul pentru acordare și alte servicii canalizare. Din dispoziții speciale, partea de canalizare anexa 1C, care se modifică și se completează conform anexei numărul 2, la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. Articolul 3. Celelalte articole are contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 556 din 2006 per 29-11-2010 rămân în vigoare. Articolul 4. Aplicarea modificărilor cuprinse în prezenta hotărâre intră în vigoare începând din prima zi din luna următoare semnării unui act adițional de către reprezentanții săi legale. Articolul 5. Se mandatează domnul Botezat Fugelu, având calitate de reprezentant al UAT Comuna Bărsănești, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adip, să voteze în ședința AGA-Adip acest proiect de pe ordinea de zi. Articolul 6. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefecte județului Bacău, primarului Comunei Bărsănești, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adip și persoane nominalizate la articolul 5 și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Discuții? Domnul Figure. Da, e ok de votat, dar suntem constrânși sau trebuie în mod special să fie pe ordinea de zi acest proiect în condiții în care noi nu le avem? Da, este voie la acolo fiecare asociat al anului. Păi, să treacă, nu poate, să treacă fără să existe și votul cu scrierea în termen. Am înțeles. Este conformitate. Prețurile nu sunt diferite. Dacă noi o să avem aceste facilități peste 5 ani, e clar că nu o să rămână aceleași prețuri. 5 ani pentru că deja am primit. Nu, am dat un exemplu, poate să fie câștuna. Nu ne ajută. Programul de finanțare și este posibil ca următorii una, doi, să vedem primele măsuri, adică să vedem primul bazin de apă și primele rânașamente executate. Așa este situația noastră. Este un proiect foarte mare care înseamnă că are multe sute de milioane de euro ca nivel de investiție și asta înseamnă o procedură destul de greoaie din punct de vedere al obținerii finanțării și al punerii la dispoziție a tuturor documentelor necesare pe care cei de la Comisia Europeană le cer pentru a putea implementa un proiect de asemenea anvergură. Tot îmi dorim și sperăm să implementăm. Și noi la fel, aceeași. Da. Dacă mai sunt intervenții. Supun la vot cine este domnul, abțineri împotriva, a trecut și acest proiect în majoritate. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și în cuvântul domnului vicepreședinte. 3. Proiect de hotărâre privind asocierea UAT Comuna Bărsănești cu județul Bacău, în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor. Proiect de hotărâre privind asocierea UAT Comuna Bărsănești cu județul Bacău, în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor. Primarul Comunei Bărsănești, județul Bacău, văzând hotărârea Consiliului Județean numărul 156 din 29/09/2021, privind asocierea județului Bacău cu 60 de unități administrative teritoriale
din județul Bacău, în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor, luând în considerare adresa, UIP, CIP, monitorizarea, SMIT, numărul 17704 din 2020 și adresa de răspuns a Comunei Bârzinești, prin care s-a comunicat necesarul de povere pentru colectare deșeurilor de menajere, ținând seama de referatul de aprobare al primăriei numărul 4214 din 19.10.2021, de raportul de specialitate numărul 4232 din 20.10.2021 al viceprimarului comunei, precum și de avizele comisiei de specialitate ale Consiliului Local Bârzănești, în temeiul articolului 129, aliniatul 2, litera B, D și E, aliniatul 4, litera E, aliniatul 7, litera N și aliniatul 9, litera C, al articolului 139, aliniatul 3, litera 3 și F, al articolului 134, aliniatul 6, precum și al articolului 196, aliniatul 1, litera A, din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propune articolul 1. Se aprobă asocierea unității administrative teritoriale Comuna Bârzănești cu județul Bacău, în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor. Articolul 2. Se aprobă contractul pentru realizarea asocierii aprobată la articolul 1, astfel cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă prin prezenta hotărâre. Aliniatul 2. Se împuternicește domnul Botezatul Gelu, primarul Comunei Bârzănești, ca în numele și pentru unitatea administrativ teritorială să semneze contractul de asociere. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la articolul 2, aliniatul 2, Consiliul Județean Bacău, Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritatea de Bacău, Prefectul Județean Bacău și va fi făcută publică în condițiile legii. Pot să spun două cuvinte în susținerea acestui proiect. Consiliul Județean Bacău propune o asociere pentru ca OAT-ul reprezent la anexă, printre care se află și Comuna Bârzănești, vor primi un număr de pubele. Pentru noi, cantitatea este de 50 de pubele. Vreau să vă spun că de la începutul anului și până acum, eu am primit solicitări de eliberare pubele din partea cetățenilor în număr de 60-64 din aceste pubele. Noi am mai achiziționat doar 40 prin susținerea din bugetul local, mai avem încă un rezerv de pubele, urmând ca ulterior să putem avea în rezerva OAT-ului celelalte pubele care nu au așa pentru a le putea distribui cetățenilor în perioada ulterioară. Cine se mai înscrie la discuții? Supun la vot punctul 4 în ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? A trecut puterii votului pentru punctul 4. Trecem la punctul 5 al ordinei de zi. Dăm cuvântul domnului viceprimar. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării planului anual de achiziții publice al Comunei Bârzănești în Subacău pentru anul 2021. Deci raport. Nu mai citesc. Da. După cum știți, planul anual de achiziții trebuie completat și modificat de câte ori se întâmplă să facem o altă achiziție care n-a fost scrisă în planul anual de achiziții. Deci acum este vorba despre suplimentarea planului anual de achiziții de anul 2021 cu achiziție nouă care se referă la o centrală electrică pentru încălzirea spațiului primăriei care se meargă în perioada în care centrala termică clasică nu va funcționa. Scutind astfel munca unui om care să stea fie prezent în perioadele de weekend și în perioadele de după timpul programului în spațiul primăriei, evitând astfel plăți suplimentare pentru acei oameni sau ore suplimentare care trebuie decontate sau date ca și recompensă atunci când se întâmplă să rămână peste program. Deci la asta se referă modificarea planului de achiziție. Cine este pentru? Să pun la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă? A trecut subiectul votului, trecem la următorul punct. Punctul 5. Nu, observ, s-a fost prins de la începutul anului. Este prins planul de achiziție la începutul anului. De aia n-a fost implementat planul de achiziție. De ce este prins? Îmi cer scuze, n-am înțeles ce a zis. Prezintă domnul vice. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârzănești pentru anul 2021. Primarul Comunei.
doar ce proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2021. Primarul Comunei Bârsănești, județul Bacău, având în vedere raportul compartimentului de specialitate, contabilitate, financiar, venituri, întocmit de doamna Chirulă Cănoara, Elena, inspector contabil, înregistrat numărul 4248 din 22.10.2021, referatul de aprobare numărul 4249 din 22.10.2021, precum și avizele favorabile ale Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local Bârsănești, adresa numărul 2081 din 11.10.2021, înregistrată la UAT, Comuna Bârsănești, sub numărul 4136 din 14.10.2021, de la administrația județeană a finanțelor publice, prin care se comunică suplimentarea sumelor departate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale de anul 2021, conform RG 1088 din 2021, articolul 1, cu 50.000 lei. Hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 112, din 15.10.2021, înregistrată la OAT Comuna Bârsănești, sub numărul 4198 din 19.10.2021, prin care se comunică suplimentarea sumelor departate din TVA pentru drumuri comunale cu suma de 151.650 lei. Prevederile articolului 19, aliniatul 2, articolul 20, aliniatul 1, litera C, articolul 49, aliniatul 4, 5 și 6 din Legea Finanțelor Publice Locale, numărul 273 din 2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederile legii numărul 15 din 2021 a bugetului de stat pe anul 2021, în aplicarea prevederilor proiectului de hotărâre numărul 7 din 25.10.2021 pentru aprobarea alocării sumei de 6.000 lei din bugetul local pentru achiziția mijlocului fix, centrală termică cu alimentare electrică și a manoperei de instalare acesteia pentru sediul primăriei. Prevederile articolul 139, aliniatul 3, litera A, din 1907-2011, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. În temeiul dispozițiilor, articolul 129, aliniatul 2, litera B și D, și articolul 196, aliniatul 1, litera A, din codul administrativ aprobat conform 1907 din 2019, cu modificări și completări ulterioare, propune articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2021, după cum urmează. Credeți că este cazul să citesc toate astea care... Pentru că, practic, sunt două adrese care ne anunță că am primit 50.000 din prin hotărâre de guvern, din sume de parcare din TVA și 150.000 de la Consiliul Județean, sumă care este direcționată către partea de drum. Dacă credeți că este nevoie, poți să știți fiecare capitol în parte. Pentru că rest partea de capitol este în aceeași formă, în care a fost și bugetul de până acum, unde doar numai că sunt înregistrate creșterile care sumele care au fost pe plus primite din cele două surse, Consiliul Județean și hotărârea de guvern. Și transferul sumei de 6.000 RON pentru instalarea centralei dintr-unul din conturile de execuții ale Consiliului Local Bârsănești pentru finanțarea investiției centrală termică electrică. Dacă sunt ceva întrebări? Discuții. Să pun la vot punctul 5 al ordinei de zi. Cine este pentru? Abținere împotrivă, am primit 10 voturi. Trecem la punctul 6 al ordinei de zi, în cuvântul domnului viceprimar. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 23.000 de lei din bugetul local pentru achiziția unui copiator multifuncțional, inițiator domnul Botezatu Gelu, primarul comunei. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 23.000 de lei din bugetul local pentru achiziția unui copiator multifuncțional necesar desfășurării în bune condiții a activității primăriei.
primarul Comunei Bârzănești, județul Bacău, având în vedere raportul de specialitate a domnului viceprimar, înregistrat sub numărul 4189/10/2021, prevederile HG numărul 2139/2004, pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, precum și faptul că achiziția publicatorului a fost inclusă și aprobată în plan anual de achiziții publice pentru anul 2021 al Comunei Bârzănești. Având în vedere dispozițiile articolului 129, aliniatul 2, litera B, aliniatul 4, litera A, articolul 139, precum și ale articolului 196, aliniatul 1, litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, propune articolul 1. Se aprobă alocarea sumei de 23.000 de lei din bugetul local pentru achiziția unui copiator multifuncțional necesar desfășurării în bune condiții a activității primăriei Bârzănești. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri va fi aduse în adeverire de primarul comunei prin compartimente de resort ale aparatului de specialitate, respectiv compartimentul achiziții publice și compartimentul contabilitate financiară. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei, compartimentelor menționate la articolul 2, instituției prefectului de Bacău și va fi afișată prin grija secretarului generalului comunei în condițiile legii. Discuție. Să pun la vot punctul 6 al ordinei de zi. Cine este pentru? Abținere împotrivă? A trecut cu 10 voturi pentru. Trecem la punctul 7 al ordinii de zi. Dăm cuvântul domnului viceprimar. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 7.000 lei din bugetul local pentru achiziția mijlocului fix, centrală termică cu alimentare electrică și a manoperei de instalare a acesteia. Inițiator, domnul primar, profesoratul Genu. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 7.000 lei din bugetul local pentru achiziția mijlocului fix, centrală termică cu alimentare electrică a sediului primăriei. Primarul Comunei Bârzănești, județul Bacău, având în vedere raportul de specialitate al domnului viceprimar, înregistrat numărul de 4179 din 18-10-2021, prevederile HCL numărul 2, numărul din 27-10-2021, pentru aprobarea actualizării planului anual de achiziții publice pentru anul 2021 al Comunei Bârzănești, având în vedere dispozițiile articolului 129, aliniatul 2, litera 2, aliniatul 4, litera A, articolul 39, precum și ale articolului 196, aliniatul A, litera A, din OUG 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, propune. Articolul 1. Se aprobă alocarea sumei de 7.000 lei din bugetul local pentru achiziția mijlocului fix, centrală termică cu alimentare electrică a sediului primăriei. Articolul 2. Prevederile prezente pe dărâri vor fi aduse la definire de primarul comunei prin compartimentul de resort ale aparatului de specialitate, respectiv compartimentul achiziții publice și compartimentul contabilitate financiară. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei, compartimentelor menționate la articolul 2, instituției prefectului, județul Bacău și va fi afișată prin grija secretarului general al comunei în condițiile legii. Discuție. Să pun la vot cine este pentru abținere împotrivă. Trecem la ultimul punct al ordinii de zi, punctul 8, dăm cuvântul domnului viceprimar. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie-decembrie 2021 și ianuarie 2022. Inițiator Consiliul Local Bârzănești. Propuneri pentru alegerea președintelui pentru perioada noiembrie-decembrie 2021 și ianuarie 2022. Cine face propuneri? Păi nu se merge în continuare. Se face propuneri, nu știu. S-ar putea să fie următorul... Domnul Vlad? Nu, domnul Cine? Cine? Domnul Vlad. Domnul Vlad. Tu cu domnul Vlad? Eu cu domnul Vlad. Păi stați un pic. Deci două propuneri. Domnul Vlad l-a pus pe domnul Lazar. Domnul Lazar. Și domnul Anifelix. Domnul Grigore. Cine este pentru domnul Lazar? Avem o problemă, deci deja cinci am oprit. 5-5. Deci la 2 până. Să cum am tablit atunci ordinii și ordinea vârstei. Pe care este ordinea vârstei? Vârstei și anumarul. Mandatul anterior, nu?
s-au mai respectat asta? Păi eu ce spun, în... Bine, dar anul acesta nu s-a prezentat ordinea vârstei. Eu consider că domnul Buca putea... Nu, ți-a dat oportunul și toată de domnul Lazar. Păi dar domnul Grigoriu, cine este pentru? Tot ce eram cine. Păi, acum se trebuie cine. Șase, de șase, iau, iau, iau. Șase, la rând, cinci, șase. Cine suntem? Da, e domnul Grigoriu, nu? Nu. Așa s-a stabilit și cei care au mandat un mandat anterior celor mai veniți. Așa a fost stabilit. Da, a fost o sugestie a domnului primar. Și a fost ok, s-a mers pe ea. Deci, așa ar fi ok să meargă cu noi, până la urmă toți o să ajungem într-un final. Ok. Hai. Tot să ne vină. Da, 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 cine vină pe baza argumentelor, cu propunerile. Cine propune pentru alegerea președintelui pentru perioada noiembrie-decembrie. Considerăm că n-au fost valabile cele două propuneri, cum adică spune. Păi, dar n-avem ce face. N-au fost, nu. Nu, ce faci niște argumente. Deci mai spune la dacă vă poate cine știe, eu e un pic mai dezechilibrat balanță. Dacă nu, vin cu domnul Petru, care e și el de experiența mandatelor trecute. Propune pe domnul Petru, cine este Petru? Domnul Petru este un domnul. Mă dată la limitare. Mă dată la limitare. Nu trebuie așa. 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 Nu trebuie aș